președinte de ședință, este o ordonanță de urgență binevenită, așteptată de autoritățile locale, pe un model care a mai existat și la începutul acestui an, respectiv și în 2021. Am venit doar ca să edificăm necesitatea acestei a doua ordonanțe, că pe lângă această lipsă și necesitate de susținere din trezoreria statului, pentru acoperirea cofinanțărilor și foarte important și a cheltuilor neeligibile, pentru că și ele fac parte din finanțarea unui proiect, respectiv închiderea unui proiect pe fonduri europene. Din păcate, pe ordonanța care s-a dat în primăvară, îmi permis să spun, Camera Deputaților a intervenit în mod nefericit, în câteva zile s-au aprobat două legi, una legea de aprobare a acelei ordonanțe și o altă inițiativă legislativă, care practic au împiedicat punerea în valoare a ordonanței de urgență 24 pe 2023. Și din acest punct de vedere această ordonanță este binevenită. Sigur, autoritățile locale ar dori ca acel plafon să fie mai mare, dar aici bugetul și trezoreria este cea care ne spune ce fonduri disponibile din privatizare sunt, pentru că acestea sunt vin dintr-o anumită destinație. În ce privește modalitatea de accesarea acestor fonduri, ca să clarificăm această chestiune și vă spune un senator, sigur fost ministru, dar care se află în opoziție, există un comitet la nivelul Ministerului de Finanțe care se ocupă de aceste solicitări depuse pe legat de împrumuturile acordate autorităților locale, unde sunt reprezentate toate structurile asociative ale autorităților locale, de la comune la orașe, municipii și până la județe. Deci, din acest punct de vedere, este un mecanism și o procedură care au fost funcționale și sunt funcționale. Sigur, ne-am fi dorit o, o limită posibilă mai mare, dar este un pas înainte și un ajutor pentru autoritățile locale, indiferent de culoarea și calitatea primarului care depune un dosar pe această ordonanță. Mulțumesc, domnul președinte, o să vom susține această ordonanță. Mulțumesc!